Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Omer este îngrijorat atunci când mama lui îi cere să părăsească, împreună, Antepul. Omer află că îi veninoasa ucadrie a împrăștiat vestea, în toată regiunea, că el și Defneau au o relație, iar de aici și până la un adevărat război între cele două familii devenite rivale, Shirhan și Karadak, este numai un pas. Omer este șocat când află ce își dorește mama lui să facă, pentru a evita un dezastru. Ca și când nu ar fi de ajuns problemele cu care se confruntă zilnic, Melek mai trebuie să facă față unor noi provocări. Funda, iubita lui Alpai, vine în fața lui Melek, cu o atitudine surprinzătoare. Melek îi cere cu insistența atragătoarei Funda, ca ea și Alpai să stea departe de copiii săi. Șocul pentru Melek este cu atât mai mare cu cât Funda își va oferi ajutorul în ceea ce o privește pe Melek, chiar dacă în felul acesta îi va aduce serioase probleme iubitului său. Melek nu știe dacă iubita fostului său soț vrea să o atragă într-o cursă sau se poate baza pe sprijinul acesteia. Melek vrea să se mute ca să nu mai creeze probleme familiei sale. Midat încearcă să-l convingă pe Zeitali să nu o lase să plece, însă nu îi zice că este bolnavă. Zeitali nu se lasă îndupălecat. Midat discută și cu Melek și îi zice să nu plece. În schimb, Mahmud îi zice lui Melek că a luat decizia corectă, pentru că le-a adus numai necazuri de când s-a întors. Haiz a făcut infarct și toți se adună la spital. Ucenicii lui vorbesc că familiile Karadak și Shirhan l-au supărat și i-au provocat infarctul. Alpai vorbește cu antrenorul lui Kerem și află că s-a transferat la Gaziantep. Kerem se ceartă cu el, iar antrenorul îl pedepsește pentru că nu vrea jucători scandalagi în echipă și vrea să-l învețe să-și controleze furia.